Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu vine cu vești bune. Scutirile excesive de taxe vor fi eliminate treptat, a anunțat ministrul. Este o intenție discutată cu oficialii europeni în negocierile pe marginea Planului Național de Redresare și Reziliență. Ați văzut foarte bine, a apărut public acel document, notă concept, care a fost prezentată de premier la Bruxelles în cadrul negocierilor pe PNRR. Da. Și ați văzut acolo foarte... Sunt enumerate anumite chestiuni, spre exemplu, eliminarea treptată a scutirilor și excepțiilor pentru anumite categorii, eliminare treptată a scutirilor excesive. Deci, evident, acest lucru face parte din discuțiile și negocierile de la Bruxelles. Să înțeleg că încă se negociază. Cu PNRR-ul, pe subiectul PNRR-ului, cu Comisia. Da, încă suntem în discuție. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat însă că deocamdată există doar negocieri pe această temă. Nu este nimic bătut în cuie. Nici ce scutiri vor fi limitate, nici cuantumul acestor limitări și nici când va fi aplicată măsura. În nota concept care face parte din aceste negocieri, deja această frază este și indică o intenție. Acum, modul cum se va face, cuantumul în care se va face, anul și așa mai departe, sau posibilitatea, sunt lucruri care vor rezulta din negocieri. Negocierile nu sunt finalizate, ca atare, haideți să vedem că am finalizat discuțiile pe PNR și atunci o să știm exact ce anume rămâne și ce nu din discuția pornită de premier la Bruxelles. Previziuni optimiste pentru economia României din partea Fondului Monetar Internațional. Instituția financiară estimează o revenire puternică a economiei țării noastre anul acesta de până la 7%. După acest anunț, premierul Florin Câțu a apreciat că estimările sunt wow. FMI, estimări wow pentru România în 2021. Felicitări, români! FMI confirmă, România are cea mai mare creștere economică din UE, a scris premierul Florin Câțu pe pagina sa de Facebook. Șeful executivului a anunțat că Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică în 2021 de 7%, cu 3% peste estimările inițiale și un deficit bugetar de 6,8%, comparativ cu 7,2% anterior. FMI confirmă, România are cea mai mare creștere economică din UE. Cea mai bună perioadă pentru români abia începe, a mai transmis premierul. Reacția lui Florin Câțu a venit la foarte scurt timp de la publicarea concluziilor la care au ajuns experții FMI după două vizite virtuale la București, iar concluziile echipei Fondului Monetar sunt favorabile țării noastre. Specialiștii FMI au notat performanța economică bună din 2020 și controlul bun al pandemiei, care a determinat o revenire a PIB-ului mult mai rapidă decât media europeană. Experții au mai observat că față de crizele economice anterioare, de data aceasta România și-a coordonat politicile fiscale și monetare în așa fel încât să limiteze picajul economic și creșterea șomajului. Revenirea economică a României pare a fi cea mai rapidă în rândul țărilor UE, mai spun specialiștii FMI. Riscurile asociate identificate de instituția financiară țin în special de evoluția pandemiei de COVID. FMI a apreciat temperarea creșterilor de salarii și pensii din sectorul public și a transmis că BNR nu trebuie să crească dobânzile rapid, iar cursul valutar leu-euro să fie mai flexibil. FMI mai spune că în următorii 5 ani, absorpția de fonduri europene va fi crucială pentru performanța economică a României. Președintele PNL și al Camerei Deputaților Ludovic Orban se află într-o vizită în Mureș, face declarații, le ascultăm și noi. Da, din moment în moment vom asculta o conferință de presă pe care o susține președintele PNL și al Camerei Deputaților Ludovic Orban. El se află la această oră într-o vizită în județul Mureș. Să-l urmărim. La poziția PSD cu privire la decizia CNSU, aceea de organizare a evenimentelor culturale doar cu cei vaccinați. Spuneau despre acest lucru ca și o discriminare. Dumneavoastră, cum? Eu zic că e mai degrabă încurajare pentru oameni să se vaccineze. Și mi se pare normal că dacă ești vaccinat, atunci nu mai e supus unor restricții, pentru că nu mai te poți îmbolnăvi și nu poți să transmiți virusul. Nu numai, mă, normal, este un gest firesc, pentru că cine s-a vaccinat, într-adevăr, nu mai este, practic, nu mai poate să infecteze, nu mai îi pune în pericol pe alții și nici pe sine. Ce le vreți spune oamenilor la cărnele noastre?
Păi avem mai multe întâlniri, colegiul director județean, avem întâlnire cu primarii, care e o întâlnire foarte serioasă, pentru că vom discuta de proiectele locale, că este foarte important ca de la nivelul Parlamentului, de la nivelul Guvernului, să susținem toate proiectele de dezvoltare locale serioase ale primarilor, în special ale primarilor Partidului Național Liberal, pentru că ei sunt colegii noștri. La maratonul vaccinării se voi spune un lucru simplu, de bun simț, că singura soluție adevărată ca să revenim la o viață normală este să ne vaccinăm. Cu cât procentul celor vaccinați crește, cu atâta câștigăm bătălia cu pandemia mai repede. Așa, și două-trei. Ne spuneți, vă rog, două-trei proiecte noi pentru județul Mureș pe care liberalii le susțin nou PNRR. Acum, despre PNRR vom vorbi când vom ști exact ce se va putea finanța. Sigur că sunt proiecte, dar în momentul de față, eu zic că este prematur să prezentăm proiecte. Vom prezenta după ce este aprobat PNRR-ul de către Comisie și vom ști foarte clar ce se finanțează. Evident că sunt proiecte în toate domeniile, în domeniul educației, în domeniul sanitar, în domeniul sănătății există proiecte. Ne-a fost prezentat, de exemplu, un proiect pentru realizarea unui centru de recuperare. Pentru că nu există un spital de recuperare în Târgu Mureș, deși post-COVID, deși Târgu Mureșul este, ca să zic, printre municipiile campioane în materie de sănătate. Sunt multe proiecte care vor afecta favorabil viața Târgu Mureșului. Și pe, nu numai pe PNRR, și pe viitorul exercițiu financiar multianual 2021-2027. De asemenea, Mureșul este printre cele 6 județe care pot să beneficieze de finanțare europeană nerambursabilă în cadrul Fondului pentru Tranziție Justă. Și aici sunt, sigur că aici trebuie autoritățile locale și agenții economici să pregătească proiecte care să poată să fie finanțate în cadrul Fondului de Tranziție Justă. Care e calendarul viitor în ceea ce privește alegerile din județul Mureș? Noi am să hotărâm calendarul național. Calendarul la nivel județean îl hotărăște fiecare organizație după consultarea cu organizațiile locale, dacă domnul președinte... Da, l-am ascultat pe Ludovic Orban. Mi se pare normal, dacă ești vaccinat, să nu fii supus unei restricții. În privința maratoanelor, președintele PNL a repetat, cu cât procentul celor vaccinați crește, cu atât câștigăm bătălia cu pandemia și ne reluăm viețile. Așadar, declarații în cadrul unei vizite în județul Mureș a fost președintele PNL Ludovic Orban.